Anul acesta sunt mai multe locuri la universități decât elevi înscriși la bacalaureat. Așa se face că nu va exista o concurență atât de mare. Care este impactul? Ne spune Radu Gologan, profesor de matematică. Bună ziua! Vreau să spun și să vă întreb, în primul rând, ce spune acest lucru despre noi, despre populația școlară de la noi? Ce s-a întâmplat? Este evident că populația școlară, deci copiii, numărul de tineri a scăzut în ultimii ani. Sigur, sunt mai multe lucruri. Este o perioadă care, după boom-ul copiilor născuți și după 68, generația dumneavoastră, cea mai în vârstă, sunt în scădere, a scăzut natalitatea, sunt foarte mulți copii cu părinții plecați în străinătate la muncă. Evident că asta scade numărul de posibili candidați la universități. Pe de altă parte, este un fenomen care se întâmplă nu numai la noi, ci și în alte multe țări, iar un număr foarte mare de studenți, aici se au intrat în calcul și universități cu un grad mai mic de prestanță și prestigiu, unele dintre cele private, fac ca copiii care doresc să facă studii universitare să îndrepte spre facultățile bune din țară. Cred că nu e niciun fel de secret pentru nimeni că facultăți de elită, cum sunt cele de informatică la Politehnică, în toată țara, în marile universități de stat sau la Universitatea București sau la Universitatea Iași, la matematică, la universități, acolo nu se pune această problemă. Vă mulțumesc!